sunteți? Eu sunt Laura, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Dacă sunteți noi, hai mai jos cu un subscribe și un like să începem acest video cu un vibe bun, pentru că astăzi o să fie așa mai special. Ideea că este un behind scenes, dar still story time, pentru că nu consider că mi se potrivește în mod deosebit ideea asta de daily vlog. Am și câteva imagini filmate și o să vi le pun pe aici sau o să le las să curgă în timp ce vă povestesc anumite lucruri. O să tot difere calitatea de imagini, ideea că am filmat cu Nikonul meu, am filmat cu o aparatură mai specială, am filmat și cu telefonul, dar sper să vă placă pentru că mie, sincer, îmi place foarte mult să vorbesc cu voi despre fotografie. Înainte să vorbesc de foto, să vorbesc mai întâi de video, dar trebuie să vă spun că tot ce urmează să vedeți s-a întâmplat la București. Au fost două zile de foc, dar au fost două zile superbe și mă bucur că am avut parte de experiențele astea. Prima zi a început la F64, am fost acolo cu Nicu și l-am bătut la cap cu poze, cu filmări, cu tot ce se putea ca să postez, dar mă bucur că m-a ajutat. A fost un vibe super mișto, chiar dacă a fost ciudat să filmez cu oameni pe lângă mine, dar am încercat să mă descurc. O să vedeți videoul filmat la F64 săptămâna viitoare și de-abia aștept să-l vedeți, pentru că e un subiect care mie îmi place foarte mult. Oricum, o să vă las și câteva imagini să vedeți care a fost vibe-ul de acolo. Încă l-am, dar l-am scăpat pe jos și am făcut condensa. Star the Cactus, nu mai există contul ăla. Vrem contul de Insta cu cactus. chiar vreau să fac așa ca lumea. Am pus la un moment dat pe pervazul de la geam și am scris ceva de genul My mommy took me outside. O să trec acum la partea de foto pentru că sunt convinsă că asta aș uita să se întâmple. Imediat după filmarea de la F64 am avut o ședință foto cu Crina. Crina a câștigat această ședință foto și mă bucur că a fost așa pentru că am cunoscut o tipă mișto. Și îmi plac situațiile astea pentru că oamenii care câștigă de cele mai multe ori nu au avut contact înainte cu fotograf, cu posing, cu ședințe, cu toată atmosfera de la shooting. Și e foarte fun să-i vezi că zic, băi, nu știu cum să stau, e rușine. Și după un sfert de oră îi vezi acolo, foarte fashion. Zic de Crina că este o tipă mișto pentru că ea a câștigat ședința undeva prin octombrie sau noiembrie, dar vremea nu prea ținea cu noi să facem atunci ceva mișto. Și am zis, ok, hai că amânăm prin martie, aprilie, ca să fie pomii florit, să fie foarte mult roz, să facem ceva girly, dar nu s-a putut. Și am zis, ok, hai, e cazul să facem. Între timp, noi am continuat să vorbim. Mă bucur că am făcut asta pentru că m-a ajutat atunci când am filmat tipurile de elevi. Pentru că dansează superb. Chiar se mișcă foarte bine. Și în caz că n-ați văzut clipul cu tipurile de elevi, o să-l las aici, o să las un iCards și să o căutați pe Crina să vedeți cum a dansat. Nu o să mă mai lungesc și o să vă las în continuare să vedeți cum am lucrat cu ea. De grade ajunge și trec la a doua zi în care am lucrat cu Monica și cu Cristina. Am mai lucrat cu ele de câteva ori. Cristina de fiecare dată ne-a ajutat la make-up, dar de data asta ne-a făcut poza amândurora și au ieșit efectiv goals. În ședința foto pe care am făcut-o cu ele, am încercat să o duc în zona asta de prințese, de zâne, mai ales că le-am în grădina botanică și se potriva foarte bine. Monica a zis că ar fi așa înger și demon, dar mie mi s-a părut mai mult că Monica a fost în zona de witchy, twilight-ish. Iar Cristina era așa foarte divă, foarte fancy și cu machiajul acela foarte glam. Dar oricum, au fost niște poze superbe, m-a plăcut foarte mult să fac ședința asta foto. O să vă las să vedeți imaginile, chiar dacă sunt filmate cu telefonul, dar nu simțeam să iau aparatul în ziua respectivă.
aproape de fiecare dată când vorbesc despre foto, zic că îmi place foarte mult, că e genial, că e... Da, pentru că îmi place să fac chestia asta și nu mai credeți să fac altceva. Sper că v-a plăcut ce am filmat, sper că v-au plăcut pozele pe care vi le-am arătat și dacă vrei și tu să lucrăm la o ședință foto, dă-mi un mesaj, pentru că îmi place să lucrez cu oameni, îmi place vibe-ul pe care îl iau după fiecare ședință foto și da... Ne organizăm și facem ceva super mișto. Asta a fost pentru azi, dacă v-a plăcut, m-a ajutat tare, tare mult să lăsați un like, un subscribe mai jos și să vadă și prietenii cum e la o ședință foto. Puteți să lăsați în comentarii părerea voastră și ne vedem data viitoare!